Așa cum bine v-am obișnuit, în fiecare joi dimineață, Alianța pentru Unirea Românilor, filiala Timiș, are conferința săptămânală de presă. Am alături, și vedeți în spatele meu, colegi din Gotlob, din Giroc, din Liebling și pe coordonatorul filiale Mihai Negoescu, care după ce trec prin subiectele de interes național, îi va prezenta pe colegii noștri și vom aborda teme locale și județene. Pentru început, cred că e bine să știți că acest partid unic PNL-PSD își dorește instaurarea dictaturii pas cu pas, așa cum un clasic în viață ne-a spus acum câțiva ani. După ce a avut loc un simulacru de dezbatere la Ministerul de Interne, Ciolacu și Cuciucă vin cu o ordonanță a comasării prin care își doresc să pună monopol pe puterea din România, să oprească accesul partidelor de opoziție, a partidelor noi sau, de ce nu, chiar a independenților pentru a accede pe scena politică. O să vă dau un exemplu întâmplat în această săptămână în Comisia de Regulament. Deja de pe acum pregătesc dictatura din legislatura viitoare, astfel încât își doresc ca președintele de ședință, care până acum 10 de ani a fost decanul de vârstă, să nu mai fie decanul de vârstă, să fie cel cu cele mai multe mandate. Asta tocmai pentru a întâmpina oarecare opoziție, asta pentru a-și asigura încă de la prima ședință că pot să ducă lucrurile exact așa cum își doresc. Știți foarte bine că motivul principal invocat, acela de a reduce cheltuielile, nu stă în picioare. Erau și alte metode de a comasa alegerile prezidențiale cu ori turul 1, ori turul 2, cu cele parlamentare, așa cum le-am avut mulți ani, sau chiar cele locale cu unul din tururile de la prezidențiale, am fi avut tot 4 tururi de scrutin, însă este clar că fac asta de frica Alianței pentru Unirea Românilor. Ați văzut, o spun și sondajele lor, nu ale noastre, fiindcă noi nu am făcut sondaje, că suntem în topul preferințelor românilor ca și intenție de vot, iar ei împreună nu fac cât ar fi făcut adunat separat. Un alt subiect, zic eu, foarte, foarte important, este faptul că după aproape 3 ani de guvernare PSD-PNL, România a ajuns să fie la un pas de recesiune economică. Stabilitatea despre care Nicu și Marcel ne vorbesc înseamnă următoarele. Mulți români pleacă din cauza salariilor mici. Vedeți în reportajele colegilor dumneavoastră de presă și voi, stimați urmăritori, știți foarte bine și vedeți în piețe bătrânii care merg, se uită la piață, la produse, nu și le permit și pleacă cu ochii în lacrimi. Amăgirea măririi pensiilor în septembrie este discutată intens pe mai toate canalele mass media și se vede clar, unul la mână, că nu au bani, doi la mână, că acele inechități nu vor fi rezolvate și trei la mână, mulți dintre pensionari nu vor avea parte de nicio creștere. În spitale este plin de bolnavi. Vin cu o boală și poate pleacă cu două sau cu trei. Știți foarte bine și profit de această ocazie, fac încă un apel la acest ministru, Rafila, să deblocheze situația bolnavilor de cancer. Este lege votată în Parlamentul României, nu lipsește decât să dea acel ordin de ministru și normele de aplicare a legii,
iar bolnavii de cancer să nu mai sufere atât ei, cât și familiile lor, fără acești bani. Pe de altă parte, ați văzut 7 milioane de euro, alții zic 9, pentru așa numita vila împăratului Klaus Iohannis de pe strada Aviatorilor 86. V-am spus și săptămâna trecută, am fost acolo și am făcut sesizare la poliția locală pentru a municipiului București pentru a verifica legalitatea și dacă au toate avizele și autorizațiile. Nici până acum nu mi-au răspuns. Am fost imediat a doua zi la prima oră și la directorul poliției și m-a asigurat că este totul în regulă, în legalitate și că în cel mai scurt timp îmi vor trimite pe adresa de mail la care am făcut și o sesizare pe mail, îmi vor trimite toate detaliile, nu le-am primit până la acest moment. Ați văzut de asemenea că în acest context economic dificil, transportatorii, fermierii și mai nou taximetriștii au fost păcăliți, duși cu zăhărelul și amânați. Noi solicităm foarte clar dublarea subvențiilor, cel puțin pentru fermieri. Și vă spunem de ce. Prețul energiei a crescut foarte mult, inflația a atins cote mari, iar valoarea acestei subvenții trebuie dublată, fiindcă de-abia acoperă aceste creșteri. Și acum să vorbim despre ce se întâmplă în aceste zile la București, unde are loc un congres al ipocriziei. Ursula von der Leyen are tupeul să vină în țară după ce ne-a păcălit să cumpărăm vaccinuri seruri experimentale de miliarde. Colegii mei au protestat și au fost bătuți de jandarmi care nu au făcut decât să apere liderii europeni aflați acolo, care nu au vrut să aibă un dialog cu cetățenii români. Și noi suntem cetățeni europeni și noi am avea dreptul să vorbim cu liderii Uniunii Europene, să ne spunem păsurile. Au fost acolo și fermieri, și transportatori, și taximetriști, și alte categorii sociale care ar fi vrut să aibă un dialog, să pună câteva întrebări liderilor europene aflați la acest congres. Iarăși o altă palmă peste obraz, după ce am mai luat câteva, de la cancelarul Austriei, domnul Karl Nehammer, care continuă să ne blocheze accesul în Schengen. Acest așa zis Schengen maritim și aerian nu ne ajută foarte mult. Au constatat-o și domniile lor când au venit la București și au trebuit să se încoloneze frumos și să treacă pe la punctele de control. Nu prea le-a convenit. Și cu toate acestea, continuă să ne umilească și să ne trateze ca pe un popor de mâna a doua. Singurul lucru pentru care au făcut acest congres este să le dea un mic ajutor celor din PSD și PNL. Eu chiar sunt curios cum le-au explicat cei din PNL că au ajuns să facă această alianță toxică cu cei din PSD, mai ales că fac parte din două familii europene diferite. Tocmai de aceea, dragii mei, este foarte, foarte important să ieșiți la vot pe 9 iunie. Aveți de ales între suveranitate, între reprezentarea cu adevărat a intereselor românilor și o Europa globalistă stângistă care ne-a dus la faliment în ultimii 5 ani. Dacă vă uitați, această conducere în ultimii 5 ani a adus fermierii, transportatorii și alte categorii sociale aproape de faliment. Ați văzut, au fost proteste cum Europa nu a mai văzut de foarte multă vreme. Vă mai rețin foarte puțin
să vă vorbesc și despre viziunea noastră asupra Uniunii Europene, care nu trebuie să fie și nu este nici a Ursulei von der Leyen și nici a lui Karl Nehammer. Ei care au disprețuit europenii și le-au încălcat drepturile, au constrâns populația să se injecteze cu seruri experimentale, ne-au ținut pe toți în casă, ne-au condiționat libera circulație de existența unui certificat așa numit verde. Aceste lucruri trebuie să rămână doar o amintire, să rămână în istoria neagră a Europei, iar din 9 iunie 2024 să avem o Europa unită a națiunilor libere și suverane, să avem o Europa așa cum a fost ea construită și gândită de membrii ei fondatori, unde valorile fundamentale în jurul căreia s-a constituit această Uniune Europeană, aceea de liberă circulație, de schimburi economice, să dăinuiască, să fim cu toții parteneri egali cu drepturi și obligații legale. Asta ne dorim și avem datoria de a spune adevărul și de a acționa în consecință. Din păcate, Uniunea Europeană acum este condusă de niște birocrați care nu sunt aleși. Din păcate, Parlamentul European nu funcționează ca un parlament în adevăratul sens al cuvântului care să facă proiecte de lege, ci este doar un organ consultativ și care din când în când poate amenda deciziile acestei Comisii Europene, care, așa cum am spus și repet, nu este aleasă de către nimeni, sunt niște birocrați numiți de aceste familii europene care ajung să conducă Europa. Așadar, încă o dată, ieșiți cu toții la vot pe 9 iunie, avem șansa să alegem între Europa pe care noi o visăm și Europa pe care ați văzut-o în ultimii 5 ani, cu grave încălcări de drepturi și libertăți fundamentale, cu grave probleme în societate și în diversele ramuri ale economiei. Cam atât despre subiectele naționale. O să stau la dispoziția presei la final pentru a răspunde la întrebări. Iar acum îl rog pe colegul meu, coordonatorul filialei Alianța pentru Unirea Românilor Timiș, Mihai Negoescu, să vă prezinte temele locale și pe colegii noștri din județ aflați aici. Vă mulțumesc. Mihai, te rog. Mulțumesc, Titi. Știți că activitatea noastră principală în aceste zile, așa cum v-am și promis, este să punem la punct o garnitură de 99 de gospodari care să candideze la primăriile localităților din județul nostru și, bineînțeles, echipele cât mai valoroase de consilieri locali. Nu este zi să nu vină în biroul nostru, aici la sediu, oameni gospodari, oameni valoroși, care au avut curajul să mai facă politică până acum și care să fie cu privirea lăsată în jos, cu un nod în gât de multe ori, datorită modului în care, în prag de alegeri locale, au ajuns să fie tratați de reprezentanții partidelor care de 30 ceva de ani au nenorocit țara asta. În primul rând, eu vreau să vă spun că Alianța pentru Unirea Românilor este într-adevăr pentru unirea tuturor românilor. Este pentru dumneavoastră, cei care doriți într-adevăr să vi se recunoască valoarea umană și care doriți să faceți ceva pentru a scoate țara asta din halul și din locul și, să nu spun, gaura neagră în care au adus-o cei care ne-au guvernat până acum. Deci, cu alte cuvinte, aici veniți și sunteți tratați în primul rând ca oameni, spre deosebire de micii boieri locali de la PNL și PSD. Noi nu tratăm
persoanele, oamenii ca pe o marfă. Sau cu alte cuvinte, să vă explic cumva, să înțelegeți mai bine. Când m-am uitat la domnul Ardelean Vasile de la Gotlob, m-am uitat ca la un om. Da? Și l-am tratat în consecință. Când am făcut prima oară cunoștință cu fratele Nichi Stanciu de la Buldur, l-am tratat ca pe un om. Nu mai zic de domnul Aga, care a venit împreună cu noi și facem o echipă foarte puternică la Giroc. Nu mai spun de Adi Iacob. Ne tratăm ca oameni unul pe celălalt. În primul și în primul rând. Deci, bună oară la Gotlob. În urma unor mișcări similare cu cele făcute săptămânile trecute în mai multe localități, cum ați văzut, de exemplu, la Dumbrăvița, cum se tratează problema la ceilalți, a venit un om care a fost înșelat în așteptări. După ce ani de zile a fost în Consiliul Local, s-a bătut în măsura în care a fost lăsat cu proiecte pentru comunitatea de acolo, a venit micul baronet, tânărul nostru boiernaș local, Alfred Simonis, și prin gestul pe care l-a făcut, l-a scuipat. Eu nu o să fiu lung, doar vreau să vă spun, domnul Ardelean, și o să vă invit să veniți să ne spuneți câteva cuvinte pe teme locale de la dumneavoastră, vreau să vă spun că acolo unde a scuipat boierul Simonis, pupă vodă, domnul Ardelean. Vă rog, haideți. Stimate doamne, stimați domni, mă numesc Ardelean Vasile Sterian și sunt din localitatea Gotlob, județul Timiș. Am absolvit Facultatea de Management Agricol și Masterul în Administrația Afacerilor în Agricultură și îmi desfășor activitatea în domeniul agricol, fiind administrator al unei întreprinderi. Sunt un candidat nou, onest, de bună credință, bine intenționat și capabil să conduc comunitatea Gotlob cât și primăria. Suntem la început de drum, dar cu sprijinul Organizației Județene AUR am reușit să înființăm organizația locală Gotlob și să găsim oameni valoroși pentru alegerile locale la candidatura de primar și consilier local. Eu cred că acest partid este locul unde are loc confruntarea unor principii, idei și programe, iar în urma acestor decizii să pot citi bucuria și mulțumirea pe chipul oricărui cetățean al localităților Gotlob și Vizejdea. Alături de noi este și președintele Partidului Republican de la Giroc, domnul Obradov, Jimmy Obradov. Asta este echipa, să spunem așa, restrânsă. Suntem echipe venite din trei direcții, de la Partidul Republican, de la AUR și la Partidul Verde, pentru că niciodată nu o să, și acum adresez de cetățenilor din Giroc și Chișoda, care m-au ales pe lista acestui partid. Sunt un politician de 20 de ani în administrația locală, am fost ales prima dată în anul 2004 ca și consilier local, 5 mandate de consilier, cel din 2020 l-am început, să spunem așa, într-o altă calitate, am făcut o înțelegere la nivel local cu PNL-ul, am fost consilierul viceprimarului, doar că după ce l-am ajutat să ajungă viceprimar și am mers pe câteva direcții pe care le-am considerat eu în regulă, am fost demis. Acum voi candida împotriva lui și cetățenii din Giroc și Chișoda vor avea de ales. Repet, nu vreau să se spună de mine că sunt politician și un demagog, că nu-i felul meu. Nu am venit la AUR, și vreau să fiu sincer, să știe toată lumea, nu am venit la AUR că neapărat cred în ideologia acestui partid. Am venit pentru că la Giroc și în județul Timiș, Partidul Verde nu mai are organizație. Asta a fost toată problema și nu vreau să fiu înțeles greșit de către nimeni. Partidul Verde, din păcate, nu mai există, m-a ajutat foarte mult și niciodată nu o să renunț la oamenii care m-au susținut în campanie. Sper ca procentele care le-am avut alegerile trecute, împreună cu sprijinul Partidului AUR și Partidul Republican, să mă ajute să câștig primăria Giroc la alegerile din 9 iunie. Principalele lucruri pe care aș vrea să le realizăm în Giroc ar fi cele de care se lovesc cetățenii de zi cu zi. Pe primul loc este realizarea noului pug al Girocului, adică planul urbanistic general, care este vechi din anul 2004 și nu a fost actualizat, doar a fost prelungit. Acolo e o problemă în care am văzut că unele OAT-uri din zona au reușit să-l modifice, la noi nu s-a putut. Sper ca
ăsta este pe primul loc, pentru că asta e o adevărată Biblie a, a construcțiilor care trebuie să facă în Giroc și atunci de aici trebuie să pornim. Să nu mai avem voturi, blocuri între case și atunci cred că lucrurile s-ar rezolva. Un al doilea punct care vreau să-l rezolvăm este eficientizarea societății girociană. Poate ați auzit, presa știe, Giroceana este într-o, se spune, într-o gaură neagră care consumă bani, doar că eu sunt convins că dacă acționăm cu cap, putem să o facem eficientă și să-i dăm statutul pe care trebuie să-l aibă de a ajuta comunitatea din Giroc. Cam astea ar fi, nu vreau să intru în mai multe detalii legate de programul electoral, pentru că va veni momentul în care să-l și prezint. Vă mulțumesc! Mulțumim mult de tot, Dorin. Vedeți și dumneavoastră, colegul nostru Dorin Aga este un om extraordinar de tehnic. Eu vreau să felicit pe toți cei care au înțeles că la Partidul Aur este o platformă deschisă pentru fiecare dintre dumneavoastră, cei care vă hotărâți să vă implicați în administrarea locală și centrală a statului. Vă invit încă o dată pe această cale, deși mai sunt vorba aia de ordinul zilelor, săptămânile până la care reușim să vedem pe toată lumea la interviuri, vă invit să vă înscrieți, toți cei care doriți să candidați, să veniți alături de Partidul Aur, indiferent de ce s-a întâmplat până acum în trecutul dumneavoastră administrativ sau politic, veți fi evaluați și intervievați ca oameni, pe baza competențelor dumneavoastră. Vă invit să vă înscrieți pe www.partidulaur.ro/platforma de merit. Veți fi chemați la interviuri. Începând de mâine, vom avea până marți o primă tură de interviuri și, în continuare, vom constitui, vom consolida cele mai bune echipe. Și nu în ultimul rând, felicitări tuturor colegilor din echipa Giroc, din echipele locale, de peste tot, eu împreună cu secretarul domnul Medișanu de la Partidul Republican, împreună cu Florentina Sabo de la Blocul Unității Naționale, împreună cu ceilalți parteneri din coaliție, reprezentantul domnului Terheș în județul Timiș, am trecut deja cam prin 50% aproximativ. Astăzi urmează, ne-am propus astăzi, Alex, să reușim să abordăm, să trecem și prin celelalte 50% din localități. Vă invit încă o dată să veniți alături de noi și felicit pe colegii mei din Aur, care de 4 ani de zile construiesc, muncesc, vin și se manifestă alături de noi, că au această deschidere și au înțeles că noi facem fix ce ne spune în nume. Nu contează că ai muncit nu știu câți ani, nu înseamnă că ai rezervat absolut nimica. În Partidul Aur, cum deja e o zicală la noi, vii să dai, nu să primești. Cu toate astea, și partidul și întreaga alianță AUR va avea pe listele de Consiliul Local oameni de mare încredere, oamenii noi, oamenii tineri, oamenii care într-adevăr vor face administrație locală. Și asta cu prioritate. Dacă mai sunt întrebări... Da. Da, spuneți, vă rog. Câte din cele 99 de la partidul Timișoara astăzi candidați la funcția de primar? Avem propuneri de candidați pe care urmează să îi trecem printr-un interviu. Interviul constă în punerea unor întrebări, ca la un interviu de angajare. Îi lăsăm să se prezinte în linii mari, să ne spună viziunea lor cu privire la modul în care urmează să administreze comuna și încercăm noi, fără să vreau să devoalez acum conținutul interviului, ca să mă trezesc că de mâine începând vin cu răspunsurile pregătite, dorim să vedem dacă oamenii ăștia într-adevăr sunt competenți și cele pe care le-au spus în CV-urile pe care le-au încărcat pe platforma de merit sunt reale. Știți foarte bine, ca să vă răspund acum mai tehnic, că există tot felul de metode la un interviu prin care poți să-ți dai seama dacă omul ăla într-adevăr a făcut ce a scris în CV-ul. Și vă dau un exemplu. Se poate pune întrebarea la un lucru pe care el l-a subliniat în CV-ul dânsului sau dânsia. Ce anume concret ai făcut în această acțiune pe care ai coordonat-o sau în proiectul de asfaltare X? În momentul în care vezi că omul vine cu amănunte și începe să dezvolte și se aprinde privirea în mod cu pasiune
îți dai seama că el într-adevăr a coordonat. Dacă spune doar generalități și se bâlbăie, există o bulină mai neagră. Da? Deci, în vedere, mai aveți potențial candidați? Avem potențial candidați, cel puțin unul, în toate localitățile din județul Timiș. Timișoara. Da. Timișoara. Avem potențial candidați și începând cu ziua de mâine, vor mai fi rechemați încă o dată. După cum am spus, acum vreo două sau trei conferințe de presă, și dumneavoastră sperăm că de acum în fiecare săptămână veți veni la conferințele de presă, cei de la municipii și președinția Consiliului Județean sunt intervievați de o comisie centrală la București. Acum, prin excepție, având în vedere că vin frați de-ai noștri cu care am clădit partidul de la început, da, în ultimii 4 ani, aici la Timișoara, se va face o excepție și o parte dintre dânsii care n-au fost până acum chemați, că nu s-au cuprins. Vă dați seama, avem 42 de ori, plus toată diaspora și inclusiv la București există o presiune fantastică asupra Comisiei de Intervievări, fiindcă Inamicu a considerat de bun augur pentru ei să pună alegerile câteva luni să le devanseze. Și atunci noi ne-am adaptat și cu siguranță marți vom finaliza tot, pe toți cei care și-au exprimat dorința să candideze la primării. Deci și primarii, potențialii primari de Timișoara și potențialii președinți de Consiliul Județean vor fi intervievați începând cu ziua de mâine, ora 9. Dar câți sunt? Nu știu exact câți s-au mai înscris pe platformă. Până la finalul lunii decembrie anul trecut aveam, mi se pare, 4 candidați care își doreau primăria municipiului Timișoara și 2 candidați pertinenți la președinția Consiliului Județean, excluzând CV-urile celor care, de exemplu, pentru asemenea responsabilități în administrația locală, nu au studii superioare. Dar mai permiteți ultima întrebare. Alianțe electorale și politice, cu cine ați putea face și cu cine excludeți să faceți? Și dacă purtați discuții în județ și cu cei de la Pro-România, la fel cum am înțeles că se întâmplă la nivel. Avem alianțe deja făcute, este un arc, o alianță sub steagul aur, deja de mai mult de un an de zile. În momentul ăsta mi se pare că sunt 6, 7, 8 partide, unele dintre ele sunt mai bine dezvoltate în unele județe, cum este Partidul Republican, de exemplu, la noi în Timiș, care este un real plus și au adus oameni de valoare, oameni care gândesc și sunt ca noi și, începând cu alegerile astea locale, sunt noi. La fel, în filiala noastră, mai există dezvoltare la blocul Unității Naționale pe care l-am amintit. Suntem deschiși la absolut toată lumea, facem alianță cu oricine, mai puțin cu cei care au distrus țara. Deci nu mă aliez cu racul, broasca și cu știuca. Așa. Și dacă permite, sunt curioasă ce s-a întâmplat la noastră localitate. Întrebați-l pe domnul Ardelean și vine și vă răspunde. Vă rog. Adică sunt consilier de 3 ani, 4 ani anul acesta, PSD, și la înființarea noului partid pentru alegeri, adică noului PSD-ul, am fost dat deoparte că a venit cu propunerea să fie primar vice și vice din alt partid. Deci nici măcar nu mi-a propus mie vreo variantă. Și din cauza aia m-am hotărât să plec. Mulțumesc. Mai sunt alte întrebări? Sunt cel puțin 3-4 cazuri, unele dintre ele publice, ați văzut înregistrările, prin care domnul Simonis și-a distrus propria organizație de partid la Dumbrăvița. Sunt deja de o săptămână și ceva pe toate site-urile. Ați văzut modul în care se pune problema. În fața acestor oameni, da, eu am observat un lucru sintetic, să vi-l spun. Este vorba că ei și-au dat seama, părerea mea personală, într-adevăr, poate un pic cam târziu, după 30 ceva de ani, o să-l citez pe Țuțea, care spunea într-un interviu după Revoluție că venea un om acasă, da, după o zi întreagă de muncă,
În casă caloriferele reci, oalele cu mâncare goale, copiii plângând, nevastă s-a în criză de nervi și brusc își dă seama că e rău în comunism. Dar totuși, oameni care până acum credeau și încă mai sperau că există ceva brătienic în spatele numelui de liberali, că încă mai există, sau că fostul PCR, actualul PSD, încă ar mai putea să reprezinte ceva, măcar onoare și demnitate umană în relațiile dintre noi, da? Oamenii ăștia vin și spun că și-au dat seama, ca și cetățeanul de care zicea Țuțea, că nu se mai poate așa. Și-au dat seama că a sosit un moment, în al nouălea ceas, unii dintre ei și-au dat seama, dar bine că și-au dat, în care trebuie să producă această schimbare. Această schimbare, din tot contactul pe care l-am zilnic în filială și mergem în teren și vorbim cu oamenii, facem băi de mulțime, de păreri și de oameni necăjiți, care vin și ne spun toate ofurile și problemele dânșilor, eu vă spun că această schimbare va avea loc anul ăsta. Și pe plan local, și pe plan central. Surpriza va fi enormă și cerurile în care s-au înălțat unii în ultimii 30 ceva de ani, cu cât sunt mai mari și sunt foarte mari, cu atât căderea va fi mai devastatoare pentru ei. Vă mulțumesc mult de tot și vă aștept săptămâna viitoare. Doamne ajută!